Spune-mi, te rog, ai văzut ce a comentat Bogdan Teodorescu la începutul emisiunii. Există o ruptură în momentul ăsta între PSD și PNL? Ce ruptură? De ce fel? O ruptură de ligamente încrucișate. Depinde, nu? Adică eu n-am văzut vreodată vreo iubire sau vreo prietenie. Prietenie a fost între mine și Crin. Bogdan e unul dintre martori și știe că a fost prietenie. Poate că prietenie între Ciucă și Ciolacu, deși, nu știu, nu sunt așa. Dar Ciucă și Ciolacu sunt șefii celor două partide aflate la coaliție. Marius, la guvernare, în coaliție. Nu, PSD-iștii nu-i suferă pe peneliști, peneliștii înjură pe PSD-iști. Asta nu e o problemă. De fapt, și între ei se supără. Sau... Problema este dacă există o coerență. Adică dacă în acești... Dacă pe de o parte, nu știu, s-au luptat cu cineva și ei au zis că s-au luptat cu pandemia, după aia cu războiul din Ucraina, acum cu Simion. Noi ne luptam în 2010-11 cu Băsescu. Adică mi se pare un adversar totuși mult mai concret și mai credibil. Iar mai departe contează rezultatele. Dacă toți sunteți la putere, cum arată? Nu știu, ați schimbat Constituția? N-ați schimbat-o. Ați schimbat sistemul de alegeri? Nu l-ați schimbat. Merge economia bine? Că pe vremea lui Ponta și Crin mergea economia bine. Nu merge. Altfel, sigur că PNL-ul nu vrea să plece de la guvernare, că au și ei de împărțit funcții. Deci nu crezi că se va rupe această coaliție până la alegerile de anul viitor? Eu cred ce am mai spus la tine la emisiune, că la tine mă simt liber. Eu cred că dacă se primește un ordin, exact PNL-ul care dimineața declară că iubește PSD-ul, că vrea stabilitate, că nu știu ce, la ora 4 îți declare că Ciuma Roșie, că Ciolacu e cel mai rom din lume, că nu se mai poate. Au mai făcut chestia asta. Au făcut. Stai un pic, de unde primește ordin, Victor? Ei primesc, nici ei nu știu de unde primesc ordinele. Nu știu, de la Iohannis, de exemplu. Dar Iohannis nu cred că le va da acest ordin. Mă rog, el... pentru că Iohannis, când s-o întoarce din Africa, o să mai plece prin alte țări frumoase unde e cald și îl admir pentru asta. Să știi, eu am devenit ultimul votant și ultimul suporter al lui Iohannis. Îmi place foarte tare de el pentru că... se respectă. Nu, dar își răsplătește votanții. Adică eu nu știu dacă eram în stare. El sigur își răsplătește votanții. După care la anul își caută de lucru. Vrea un loc de muncă bun. Și locul de muncă îl poate oferi Ciolacu împreună cu Ciucă. Bun. Și atunci nu va fi o problemă. Eu mă întorc însă ca să nu-i plictisim totuși. Știi că noi avem niște... Stai liniștit că s-au scorojit deja pereții de când a intrat un direct. Cred că singurul lucru care e important pentru mulți, dar nu cei care votează, pentru ceilalți, este, ok, anul viitor mai se măresc taxe sau nu? Anul viitor o să arate mai bine economia sau nu? Anul păi a zis Rareș Bogdan care plângea de mila investitorilor locali, cu ceasul ăla de 30.000 la mână, a zis că să moară mama, că dacă mai vine PSD-ul cu vreo taxă, de parcă ei nu sunt la guvernare, ei o să părăsească această coaliție și o să părăsească guvernarea. Ce n-ai înțeles? Nu, Rareș Bogdan, care le iau foarte în serios, cum o luați și voi, Bogdan nu o să zică nimic, dar eu pot să zic că și eu sunt prieten cu Rareș Bogdan, n-am o problemă. El le-a dat un ultimatum până următoarea dată. Adică îi termină, dar nu-i termină acum, îi termină data viitoare, când le mai dă un ultimatum. Nu e nicio problemă. Rareș, normal, vrea și el să fie pe lista de europarlamentari. O să fie. Apropo, față de ceilalți europarlamentari, chiar e destul de activ. Adică alții nici nu știm cine sunt europarlamentari. Știi ce zic? Adică asta că... Păi, scuză-mă, știi de câte ori s-a modificat codul din 2015, ăla pe care am jurat toți? Iohannis, cine era la PNL? Cred că era Alina Gorghiu, președinte, nu mai știu. Crin... Știi de câte ori s-a modificat? Crin Antonescu. 550 de ori. Nu, în 2015 nu mai era Crin. Am înțeles. Deci l-am adoptat în unanimitate în Parlament, toată lumea, oamenii de afaceri au zis, dom'le, cel mai bun cod fiscal. Știi de câte ori s-a modificat? De 540 de ori. Știi de câte ori s-a modificat în guvernări cu prim-ministri liberali? De 400 de ori s-a modificat. Sunt 400 de modificări aduse de guverne
cu premieri liberale, adică nu Dragnea sau Ciolacu, cu premieri liberale. Victor, eu și cu Bogdan nu ne pricepem la chestiunile astea economice. Ne eu dai... mă pricep. Păi da, dar ne eu dai greu. Pricep. Hai să vedem dacă... Gata, ok, m-am oprit. Nu, 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 poți să continui, dar după încheierea emisiunii. Hai să vedem dacă mă are Bogdan ceva. Da. Dacă mai are Bogdan ceva de... Dar puteți să-mi tăiați microfonul și să mă să-mi spun în continuare nu, cu nu, economia. Nu, nu, nu. Mai bine da, știi, stai, eu sunt pentru libertatea, dacă... sunt pentru libertatea cuvântului și mai bine mai bine ies din emisiune decât să stai ție microfonul. Mai am o dorință și înainte de a dispărea din... Nu trebuie să dispar, că avem de discutat, Victor. Ai un pic de răbdare, te rog. Poți să-l întreb ceva pe Bogdan? Da, și, te rog. Că l-am mai întrebat de câteva ori și a încercat săracul să-mi răspundă, dar n-am reușit să înțeleg și poate înțeleg. Te rog. Dom'le, subiectul ăsta cu economia, cum o duce economia? Adică câți bani, salarii, pensii, astea, firmele, nu știu ce. De obicei în America e primul subiect, mai important decât migranți. Decât... N-a fost niciodată în România un subiect important. Niciodată, nu e nici acum, culmea. Nici în criză, nici când o duceam bine. Bogdan, poți să mă ajuți să mai îmi explici odată de ce în România, de fapt, cum o duc oamenii și câți bani câștigă ei și cum îi cheltuie, nu contează la vot absolut deloc? Zero. Barat? Unu. Gata, nu e adevărat. Nu e adevărat, contează la vot, dar nu în proporția care ar trebui să conteze. Dar doi, o să dau un răspuns foarte simplu, pe care l-am și teoretizat la un moment dat pe niște lucrări. România are o problemă foarte mare cu perioada dintre campanii. România, când mă refer la România, mă refer la oamenii politici din România. În sensul în care, după ce a obținut votul cetățeanului, ei nu se mai preocupă să facă un parteneriat real cu cetățeanul, să explice unde e rău, să explice unde e bine, să explice ce e important în lumea asta. Din contră, 4 ani de zile, îl joacă în continuare pe criteriu de imagine. Noi am denumit asta, când spun noi, mă refer la mine, Dan Sultănescu și ceilalți care facem analize, Republica Electorală România. România tot timpul e într-un spațiu electoral. Nu are 2 luni de campanie și 4 ani de altceva. Nu, are 4 ani de campanie, dintre care 2 luni sunt alea din preajma alegerilor. Toată existența României se bazează pe excursuri și declarații pur electorale. Ceea ce înseamnă că cetățeanul intră în această dimensiune a imaginii, nu a politicului, a politicii, ci a imaginii, care nu înseamnă economie, ci înseamnă cum mă vând eu cetățean politic, cum mă vând eu partid, cum mă vând eu inițiativă. Toate astea se fac pe niște criterii care nu presupun nici informație, nici competență, ci presupun, cuvântul clasic, propagandă. Noi trăim de 30 de ani într-o epocă a propagandei. Ori în epoca propagandei, când ajungi la alegeri, discuți ce? Propagandă. Nu discuți proiecte economice, nu discuți politici publice, fiindcă nu le-ai discutat nici în cei 4 ani de până la campanie. Am fost clar? Victor, ești mulțumit? Nu, nu sunt mulțumit, dar înțeleg ce spune Bogdan și mă gândesc, nu știu, mă uit la generația mai nouă, care e mult mai pragmatică. Poate pentru ei o să conteze chestia asta sau pur și simplu nu o să mai vină la vot? Că nu-i interesează votul. Vot într-o proporție oarecare, fiindcă tot din cauza sau datorită, cum vrei să pui, din cauza sau datorită fenomenului negativării celuilalt, noi trăim într-o permanentă negativare a cuiva în existența publică românească, vor veni speriați de răul cel mare care-i paște. Deci nu vor veni să voteze un proiect bun, vor veni la vot ca nu cumva răul cel mare despre care au auzit timp de 4 ani de zile să vină acolo și să le strice viața așa cum o cunosc ei. Poți adaug ceva aici, te rog. Marius, da, și Bogdan? Încă o dată, repet că l-ascult pe Bogdan de mulți ani și mereu am avut dreptate. Mie nu mi se pare că cei tineri îl văd pe George Simion și Paul ca pe răul cel mare. Nu, atât nu cât ei. Am eu comunicare cu cei tineri. Ei, nu ei. O parte din electoratul României îl vede ca fiind rău, alții nu. Nu, nu, vorbesc de tineri. Adică, domne, să mobilizăm tinerii să ne scape de Aur și de Simion. Nu mi s-a părut chestia asta, ca să fiu sincer. Sau greșesc eu? Nu, n-am aici, repet, eu, tu te întâlnești cu mult mai multă lume decât mă întâlnesc eu, iar eu în sondaje n-am văzut treaba asta. Pot să încep să mă uit. Cine, care este împărțirea pe vârste? Bun. Deci nu știu să dau răspunsul.